Veste bună pentru șoferii câmpinenii. Săptămâna aceasta se va redeschide circulația pe Bulevardul Carol I. Lucrarea de introducere, modernizare și reabilitare a rețelei de canalizare, efectuată pe tronsonul aflat între străzile Sondei și Toma Ionescu, s-a încheiat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vremea ne permite, mâine vom finaliza asfaltarea, deci depunerea stratului de uzură și marcarea acestui tronson și îl redăm circulație. Joi se va circula sigur. Joi 4-a 9-a 2014. Chiar dacă inițial administrația locală din municipiul Câmpina anunțase începerea lucrărilor pe strada Orizontului, firma executantă a ales o altă zonă. Le-am dat toate străzile adiacente Bulevardului Carol în zona Câmpiniță. Deci toate străzile adiacente se vor face într-un timp foarte scurt cu refacerea carosabilului și apoi le dau Bulevardul Carol pentru a conecta toate străzile adiacente stânga-dreapta în colectorul principal din Bulevardul Carol. Au zis că nu pot momentan să se apuce de strada Orizontului și o să-mi spună ei când e momentul să întrerupem circulația pe strada Orizontului. Cel mai probabil pe strada Orizontului lucrările vor începe abia anul următor.